Denisa bine ați venit. Mă bucur că Denisa a vorbit puțin și despre Alexandra Coliban, pentru că, trebuie să spun, am descoperit-o pe Arundat Eroi datorită Alexandrei. Tot ea a tradus și primul, nu? Dar ea mi-a vorbit prima dată de cartea asta și era foarte fericită când mi-a spus că se apucă de traducerea celui de-al doilea roman. Așa că, pentru mine, nu doar traducerea, o traducere semnată de Alexandra, dar și o recomandare care vine din partea ei, e foarte, foarte importantă. Și aș vrea să spun asta, mai ales că întotdeauna traducătorii lăsați la coadă, eu încerc cu ei, traducerea este formidabilă și dacă veți citi cartea din primele pagini, vă veți da seama că a fost o traducere probabil infernală, foarte dificilă, cu mult text și multe cuvinte din hindu și în alte dialecte care se vorbesc în India cu note de substrat. Acum, despre cartea lui Arundhati Roy. Denisa a menționat că a scris 20 de ani la cartea asta și că în toată această perioadă ea a susținut o vastă activitate de activiști, a militat pentru foarte multe cauze. Dacă ar fi să rezum cartea, aș face cum a spus Woody Allen despre război și pace al lui Tolstoi, e despre Rusia, zicea Woody Allen. Cartea asta e despre India. Și nu e atât de deplasată analogia, pentru că, într-adevăr, în cele 450 de pagini ale cărții, ai o imagine extraordinar de complexă și de variată a Indiei de astăzi. Ai trei niveluri majore pe care evoluează acest roman. În primul rând, este cel uman, dramele personale ale indienilor care sunt împărțiți, după cum știți, pe caste superioare, castele inferioare, cei de neatins, care reflectă foarte bine pătura de jos a Indiei, în același timp arătându-ți și reprezentanții păturii superioare. Deci ăsta e nivelul personal, cu dramele și problemele lor. Romanul începe cu povestea și destinul unei femei intersex, practic al unui băiețel care se naște cu organ feminin, dar simte că este fată și ajunge în cele din urmă să trăiască într-un fel de stabiliment unde sunt adunate aceste femei intersex care au și un nume Hijra, se cheamă, și care, lucru foarte interesant, sunt extrem de respectate în India și e o superstiție că dacă ai de-a face cu ele și te porți rău cu ele, cu aceste femei intersex, te urmărește ghinionul toată viața. Deci începe cu, are acest nivel foarte personal, copii care se despart de părinți, părinți care adoptă copii pe peluși găsiți pe stradă, relații de dragoste, relații de ură, ai nivelul ăsta uman foarte, care, să zicem, este baza cărții. Urmează apoi nivelul politic, pentru că, fiind vorba despre India, ai o sumedenie de conflicte politice. În primul rând, cartea pendulează între zona orașului Delhi și zona Cașmirului. E povestea separatismului Cașmirului, de fapt, a celor care militează pentru independența lui și, evident, în subsidiar a conflictelor religioase. Ai musulmani versus hinduși, ai un anumit tip de hinduși versus alt anumit tip de hinduși, ai anumit tip de musulmani versus alte subdiviziuni ale musulmanilor. E o întreagă tensiune politică și religioasă care străbate această carte cu atentate, cu orori, cu crime. Unul dintre personaje este un supervisor al serviciilor secrete. Sunt teroriști care vin și dispar, care fug, care pun atentate la cale. Sunt oameni care iau numele unor teroriști sau al unor dictatori, oameni care suferă din cauza atentatelor și care în urma lor devin ei înșiși niște teroriști. Deci ai tot acest nivel politic care, din păcate, astăzi definește foarte apăsat partea a continentului Asiei Centrale. Nu mai vorbesc de Afganistan, cu multe trimiteri în Irak și așa mai departe. Și în fine, un nivel mai ridicat și mai aerisit, așa mai, cum să spun, care plutește deasupra cărții, e cel legat de ecologie, de mediu.
dacă ați avut curiozitatea să răsfoiți și ați citit prima pagină, ea pornește sub semnul dispariției păsărilor, a naturii care e amenințată cu degradarea și cu distrugerea în urma acestui impact care vine politic dintre oameni, divizați, cum spuneam, de clase, divizați de politică, divizați de religie. E un roman extraordinar de complex, până la jumătatea lui nu înțelegi de ce sunt atât de multe personaje și ce caută ele împreună în aceeași carte. De la jumătatea cărții ele se intersectează, destinele lor se leagă, sunt și foarte multe arcuri peste timp. Deci cumva e o carte nu doar stratificată pe trei mari teme, dar o carte cu foarte multe trasee și foarte multe legături între personaje, în prima ei parte destul de greu vizibile. Sunt aproape 30 de personaje principale și secundare care evoluează în cartea asta, foarte diferite între ele, în ciuda numelor greu de reținut pentru cititor român, ele sunt reconocibile prin felul în care sunt plasate în mediu. Sunt, cum spuneam, reprezentanții ai tuturor acestor categorii de oameni. Sunt profeți, sunt teroriști, sunt curve, sunt bolnavi, sunt tâlhari, sunt caste inferioare, sunt oameni educați, sunt fel și fel de oameni. De altfel, unul dintre cele mai importante și mai frumoase și mai interesante episoade ale cărții este cum toți acești oameni marginali ai societății indiene din Delhi își fac ei un fel de pensiune a lor, care ulterior devine și o agenție de pompe funebre, apoi și spital și mai departe, într-un cimitir. La marginea societății, la marginea interesului și a instituțiilor și a oficialilor, un loc unde oamenii ăștia care suferă fiecare de altceva sau este fiecare marginalizat dintr-un alt unghi, se adună și trăiesc împreună și își fac un fel de societate a lor, care, dacă vreți, m-a trimis cu gândul la scenariile lui Custurița. E un fel de balcanism indian aici, în felul care ei se organizează, cam pus ca în underground, se adună ei undeva în cimitirul ăsta și trec la marginea societății și e incredibil ce fel de oameni ajung și ce relații au. E o carte cu foarte multe straturi, de aceeași și dificultăți culturale. Cred că aveți aici, indirect, și o mică enciclopedie, o introducere în diversitatea culturală a Indiei. De asta spuneam că nu trebuie să-i fost deloc ușor Alexandrei să traducă, să introducă în limbajul pe care l-a tradus din limba engleză, să introducă fraze și cuvinte din dialecte variate. De altfel, Arundhati Roy se joacă foarte mult cu înțelesurile cuvintelor. Oamenii se reidentifică datorită unor cuvinte sau unor limbaje pe care le cunosc și în același timp sunt separați sau au viziune asupra realității și în funcție de limbile pe care le vorbesc. Deci nu trebuie să-i fost ușor, mai ales că a fost nevoită să facă foarte multe note de subsol și multe legate de terorism și de asta o să povestească ea ce temeri are și prin ce a trecut. Ce aș mai putea spune despre cartea asta, că are într-adevăr o arhitectură foarte, foarte complicată și trebuie să aveți răbdare cu ea, doar că are un nivel de cunoaștere care îți va fi răsplătit până la capăt. Legat de traducere, m-a amuzat iarăși și m-a bucurat foarte mult să văd în sfârșit o traducere care spune lucrurilor pe nume. E o traducere murdară, o traducere obscenă, acolo unde e cazul, o traducere care nu se teme de cuvinte, o traducere care are foarte mult umor în limbajul explicit pe care îl folosește, așa că, dincolo, nu o cunosc pe Arundhati Roy, că i-aș zice despre carte, aș felicita-o pentru carte, dar o cunosc pe Alexandra și o felicit pentru traducere, pentru că a avut noroc ca Arundhati Roy pe Alexandra.